Crăciunul este sărbătorit de toți românii cu tradițiile specifice, bras clipitor, colinde, veselie, mâncăruri tradiționale și rețete culinare diferite de la o regiune la alta țării. Pentru toate gospodinele, masa de Crăciun înseamnă tradiție și bun gust, atât în ceea ce privește decorațiunile, cât și mâncărurile specifice acestei sărbători. Argeșenii țin la tradiție și nu ar renunța pentru nimic în lume la anumite preferințe culinare. Piftie, sărmăluțe, friptură de curcan, cozonac mai puțin, eventual diplomat sau tort. Va fi belșugată. Da. Și altceva să mai fi, mai mult sănătate ceva să fie. Așa stropit, cu ce? O șampanie, un vin. Sincer să fiu, sper să nu lipsească în primul rând fericirea și nu cred că îmi va lipsi ceva neapărat. Care va fi meniul de ziua de Crăciun, așa scurt? Tradiționalul meniu. Cu salata de beef, cu sarmale, cu friptorica și ceva desert, dar nu prea mult. Că... Și le stropesc cu ce așa? Cu niște vin. Cu piftie, sarmale, ciorbă de perișoare, friptură, cozonaci care i-am aici. Pentru că ați și covriș pentru colindători? Covriș pentru colindători în seara asta și mă duc după prăjituri acum. Petrecerea de Crăciun se lasă greu, cu mese îmbelșugate și băutură din plin, însă țineți cont de sfatul medicilor și fiți mai cumpătați.